Tu știi povestea unui om care a rămas fără casă, fără masă? Știi de ce bea el? Știi de ce îi cu mâi? Cine ești tu dacă nu cunoști toată povestea? Dacă nu știi ce e în spate, s-ar putea să fie o femeie care suferă din greu și tu să dai un verdict. Și a spus, da, eram amărâtă, plângeam, mă rugam. Doamne, ai milă de noi. Lepra asta, oameni buni, se extinde din ce în ce mai mult în biserică. Și întrebarea acestei seri, cine te crezi tu? Ești Dumnezeu? Ești tu stăpân? Ai făcut pe cineva ca să poți vorbi de rău persoana aceea? E o lipsă de respect dacă Dumnezeu a făcut pe cineva să te ocupi tu de ea.